Tot ce veți vedea în seara aceasta se întâmplă vineri, la 9 seara. E frig și aerul e limpede. E miezul iernii și multă zăpadă. Ne aflăm într-un ținut mitic, undeva în nordul statului Maine. Almost. Orășelul Almost. Adică aproape. O mare de stele, un cer nordic rece și fără lună servesc ca fundal pentru întreaga scenă. Pete și Jeanette stau pe bancă în curte la Pete. Privesc stelele. Pete, te... Ce? Informez că mă simt foarte bine. Mă bucur, Gina. Tot timpul mă simt așa cu tine. Mă bucur. Și stelele sunt... Ne știm de atâta timp și... M-am câteva chestii pe care și nu știam că te pricepi. Pete? Da? Te iubesc. O lungă, enormă, interminabilă pauză. Și eu te iubesc. Ce, te fric? Nu. Vrei să mergem în drum? Nu, vreau doar să stau așa aproape. Mă simt așa de aproape de tine în seara asta. Mă simt protejată, știi? Pot să mă gândesc și la alte feluri de a fi aproape. Adică sex? Da, nu e asta. Știi? Acum mă gândesc că nici nu pot fi mai aproape de tine decât sunt. Păi, nu chiar. Ce? Nu chiar. Ce? Adică, dacă stai să te uiți din alt unghi, nu e deloc aproape de mine. De fapt, cred că nici nu poți fi mai departe de mine decât ești. Adică dacă stai și o gândești tehnic și pământul e rotund, ca o minge, ca burgerul ăsta de zăpadă, cel mai departe ești de cineva fix când stai lângă el. Adică dacă tu ești aici, iar eu sunt aici, păi e ceva. Da. Dar acum ești mai aproape. Și mai aproape. Și mai aproape. Și mai aproape. Cineva. Eram gata să mă bag în pat, v-am văzut de la fereastră. Poți să vă ajut cu ceva? Nu. Am venit să văd aurora boreală. Ok. Doar că e cam târziu și sunteți în curtea mea. Sper că nu vă deranjează. Nu stau decât noaptea asta. O să văd în noaptea asta aurora boreală. Și pe urmă plec. Sper că nu vă deranjează, nu? Ala-i cortul noastră? Da. A spus cortul... Ca să am unde să dorm după ce o văd. Sper că nu vă deranjează. Păi nu e că mă deranjează, dar... Vă deranjează. Asta zic, nu știu dacă mă deranjează. Nu, mi se pare că... Ba da, vă deranjează, Doamne! Doamne, știți, n-am crezut că o să vă deranjeze, vedeți? Vedeți, în broșura dumneavoastră scrie că pe oamenii din Maine nu-i deranjează, că oamenii din Maine sunt așa cum ar trebui să fie toți oamenii și că conform tradiției comunităților rurale din regiunile nordice, ca și din Scandinavia, că vor permite oricărui străin, cum ar fi biciclist, turist, să-și pună cortul în curtea lor pe gratis dacă au nevoie. Eu sunt o turistă. E adevărat că te lasă să stai
în curtea lor dacă ai nevoie, pentru că eu am nevoie să-mi pun cortul, pentru că eu sunt unde trebuie să fiu. Ăsta este cel mai îndepărtat loc unde am călătorit vreodată. Niciodată n-am fost atât de departe spre nord sau spre sud. Și știați că Maine este singurul stat care se vecinează cu un stat? Este. Ai senzația că ești la capătul lumii și uite-mă la capătul lumii și nu am unde să mă duc, doar dacă nu e adevărat, adică e adevărat. Ați lăsat pe cineva care are nevoie să fie unde e, să-și pună cortul în curtea noastră pe gratis? Dacă cineva are mare, mare, mare nevoie să... Mare, 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 da, mare, 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 să... normal, da, da, da. Mulțumesc. Plăcere. Deci tot ce aveți nevoie este un loc de unde se vede aurora boreală? Da, doar în noaptea asta. Păi știi, s-ar putea să n-apară, fiindcă nu se... nu, o să apară. Pentru că ăsta este cel mai bun moment. Da, parametrii solari sunt maximi din ciclul de 11 ani și totul e pus la punct. Și mamă, aveți un cer? Pa, dita mai cerul. Păi da, înainte era o fermă de cartofi. Asta ziceam și eu. Nici urmă de pom. Și e plat. Plat, ideal pentru un cer așa mare, da. Deci, sunteți fermier? Ah, nu, 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 înainte era o fermă de cartofi. Eu mă ocup cu reparații. Repar chestii. Nu prindeți homari? Nu. De ce să prind homari? Nu. Credeam că toată lumea din Maine prinde homari și vorbește în felul ăla ciudat care se vorbește în Maine. Da, păi... Și... Da, da, știu, știu, știu. Nu sunteți în Down East. Sunteți sus în nord și cam așa vorbim noi aici, sus în nord. Și oricum, oceanul e la câteva sute de mile distanță. Ar fi cam lungă navetă dacă m-aș apuca de prins o oricum, eu vă mulțumesc tare că mă lăsați să stau aici. Îmi pare rău. Cred că vă iubesc. Păi, e foarte drăguț, dar să știți că nu de asta sunt aici. Da, da. Sunt aici ca să-i aduc un ultim omagiu soțului meu. Da, soțul meu, Wes, care a murit acum câteva zile. Marți, de fapt. Da, și vedeți, noastră aurora boreală, știați lucrul ăsta? Aurora boreală este alcătuită din făcliile pe care cei care au murit de curând le poartă cu ei pentru a-și găsi drumul spre rai. Și vedeți, astăzi este vineri, a treia zi, deci o să apară aurora boreală pentru că este el. El o să poarte una din făclii și știți, nu ne-am despărțit-o mai bine și aș fi vrut să vin aici să stau liniștită, să-i pot aduce un ultim omagiu, dar ce ați făcut acum o clipă m-a deranjat, cred, și oricum nu pentru asta sunt aici, așa că mai bine ar fi să-mi iau curul și să plec. Nu, ascultă-mă, îmi pare rău dacă nu m-am putut cum trebuie. Îmi pare rău. Nu. Chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nu, stai, nu știu, nu sunt genul care face așa ceva. Uite, fii atent, uite. Fă ce trebuie să faci. Nu o să te mai deranjez. Stai aici, fă ce trebuie. Nu știu, uite, consideră că ce-am făcut e un fel de bun venit călduros tradițional aici în Maine. Bine. Eu sunt... Pe mine mă cheamă Glory. Eu sunt East. De la Island. E numele orașului în care m-am născut, de undeva unde se termină harta. În fel, încurcătură cu certificatul de naștere. Un băiat Easton, născut pe 6 ianuarie 1986, în orașul Matthew, statul Maine, în loc de viceversa. Îmi pare rău. Deci, East? Da, de la East, da, East. East. Da. Ah, am trecut pe lângă el în drum spre încoace. Ah, și almost, da. Unde e încoace asta mai exact? Pentru că eu pe hartă nu l-am putut găsi. Da, păi te afli într-un teritoriu neorganizat, districtul 13, pe zona 7. Nu mai căuta pe hartă pentru că nu o să-l găsești, pentru că nu suntem propriu-zis un oraș. Ca să fie un oraș trebuie să te organizezi și noi n-am fost niciodată foarte buni la chestia asta, așa că suntem doar Olmuz. Ah.
Ce-i inima? Rău? Ce-ai făcut? Inima mea e la tine! Bun, ia, dă-mi-o! Dă-mi-o, dă-mi-o! Ia! Dar stai puțin, tocmai ai spus că inima ta e în punga aia? Da. E grea? Da. Dar de ce e în punga aia? De aia. Că așa o port. Păi ce s-a întâmplat? E frântă. Păi de ce? Istmea frântă-o. A plecat cu alta și când a făcut chestia asta, am simțit că inima o să mi se frângă și exact asta s-a și întâmplat. S-a întărit și s-a crăpat în două. Și m-a durut atât de tare că a trebuit să merg la spital și când am ajuns acolo, mi-am zis să mi-o scoată. Și când au scos-o, au scăpat-o pe jos și s-a crăpat în 19 bucăți. Țăndăr s-a făcut, piatră, petriș, uite. Da, dar e bun pentru grădină asta. Nu, dar tu cum? Dacă ai, cum de aici vie? Cum respiri? Artificială. Serios? Da, pentru că cea bună e frântă. Păi și de ce o car cu tine dacă e frântă? E inima mea! Păi da, dar e frântă. Da. Pentru că te-a părăsit soțul, da? Da. Păi și este puțin, dacă te-a părăsit, de ce vrei să-i aduci un ultim omagiu? Pentru că asta faci când moare cineva, îi aduci un ultim omagiu. Păi eu știu că un bărbat care părăsește pe altcineva nu merită niciun ultim omagiu. Da, dar nu ne-am despărțit în termen foarte bun și asta simt să fac, să-i aduc un ultim omagiu. Păi de ce? De-aia! De ce? De-aia! De-aia de ce? Fiindcă l-am omorât! Ah. Da, și știi... A venit la mine la spital când, după ce mi s-a făcut operație și mi s-a schimbat inima și eram aproape că mai vine și vreau să-mi dea drumul și acasă și mi-a zis că mă vrea înapoi și i-am spus, East, eu am acum o inimă nouă, ea nu te vrea înapoi. Și asta pur și simplu l-a omorât. Cure, dar nu l-a omorât. Ba da, asta am făcut, asta am făcut pentru că el... S-a întristat atât de tare că inima mea nu mai vrea înapoi, încât s-a năpustit afară și o ambulanță care venea în viteză, nu l-a văzut și pur și simplu l-a spulberat. Și dacă aș fi fost în stare să-l primesc, nu s-ar fi întâmplat chestia asta și nu m-ar fi ajuns aici. Așa că nu știu, cel mai bun moment de acum este să stau aici, să-i aduc un ultim omagiu și să... Te rog să nu mai faci asta. De ce? Eu te iubesc. Dar nu mai fă asta! De ce? Pentru că inima mea nu mai poate să te iubească, pentru că cea care putea să facă chestia asta este frântă. Cealaltă știe doar să pompeze sânge și atât. Ok, pot să mă ocup eu de ea, pot să o repar, e ok. Nu cred că vreau să fac chestia asta, dă-mi-o! Ba da, așa nu-i bună de nimic, nu, vreau să rămână la mine, pot să o repar. Cu asta mă ocup, da? Repar chestii. Thank you.
Ce faci? Fac bine. Ce faci tu? Bine, bine. Cum ești? Sunt bine. Fac bine. Super. Tu? Asta e super? Da. Asta e super? Da. Asta e super? Da. Arăți super. E. Arăți super. Mersi. Pe bune, arăți de milioane. Mersi, Jimmy. Mersi. Hai, stai jos. Nu pot. Hai, nu ne-am văzut de luni de zile. Da. De luni și luni și luni și luni și luni. Cum e posibil să stai în același oraș cu cineva și să nu-l vezi odată? Da. Ia uite porumbei unde s-au pitit. Domnul și superba lui doamnă mai nu, doresc să împreună. Ok. O să... Avem tot ce ne trebuie. Ok. Dacă mai doriți ceva, claxonați, da? Bine. Mulțumim. Da. Și deci ești cu cineva sau... Da. Cu fetele. Ah. Suntem în față, o petrecere de fete, eu am fost la toaletă și acum trebuie să mă întorc la ele. Păi nu, nu ne-am văzut de o veșnicie, nu mor un minut fără tine. Păi hai, ce mai faci? Stai! Păi... Ce faci? Ai aflat că am preluat afacerea lui tata? Da, e a mea acum. Am auzit? E a mea. Asta am auzit? Toată treaba e a mea. Felicitări! Tot în bălău, mersi, da. Mă bucur pentru facem tine. Tot instalații, căldura, frigo. A, da? Da, și ne-am și extins. Covoare, spălătorii. Ah. Da, e foarte mult de lucru. Sunt de gardă într-una. Ah. Da? De exemplu, tot eu fac și Crăciunul, Thanksgiving-ul, fiindcă îi mai las liber pe băieții. Pe East, de exemplu, mă mai ajută de când în când cu reparațiile. Îi las liber, ca să fie și ei cu familie. Dacă eu tot sunt singur anul ăsta. Da. Nu mai am pe nimeni, pe bune. Sora mea și fratele meu au plecat din oraș, că nu mai au de lucru. Corect, da. Da. Tatăl meu și maica mea s-au retras în sud. Da, Vermont. Am auzit. Da. Iarna e mult mai suportabil acolo. Și pe urmă mi-a murit iscat. A, Jimmy, n-am știut. Da. I-a venit sorocul, era bătrân. Altfel, baia bun. Deci, cum îți spuneam, nu mai am pe nimeni, pe bune. Da, mă gândeam, n-ai vrea să treci pe la mine? De fan, bem ceva, ne hăhăim. Aha. Ah, și-am uitat să vă zic, avem oferta de vine de la Muspedie, dacă ești trist, bebe gratis. Deci, porumbei, dacă sunteți... Nu, suntem împreună. Ok. Dacă mai doriți ceva, claxonați, da, și vin. Deci, ce zici, treci un pic? Nu, Jimmy, nu. Nu pot. Nu? Ba da, Jimmy, ba da. Fiindcă... E ceva ce nu ți-am spus. Am vrut să-ți spun de mult. Eu am pe cineva. Ah. Da. Ah. Da. Păi... Mă bucur pentru tine. Da. Că ești din nou. Ai trecut peste. De fapt, Jimmy, e mai mult decât că am trecut peste. Ceea ce vezi tu aici, că se întâmplă, e... Petrecerea fetelor, fiindcă eu mă măit. Ah. Da. Wow! Da. Wow! Da. Wow! Da. Asta e... Wow! Credeam că nu o să faci niciodată așa ceva. Să te măriți. Credeam că nu-i de tine. Așa ziceai. Cred că cu mine nu era de tine. Și deci... Cine e nefericitul? Martin Laferrier. Îl știi? Este... Salvamontist din Ashlon. Da. Da. Wow! E o legendă. Da. Legendar. Adică, dacă te-ai rădăcit pe munte în Maine, pe asta l-ai vrea să te caute. Da. Adică, dacă te-ai rădăcit prin pustietățile astea nordice, Martin Laferrier este fix tipul pe care l-ai vrea pe urmele tale să te găsească. Și te-a găsit. Da. Am crezut că știi, că ai auzit. De unde s-a avut? Lumea vorbește. Da, dar nu despre chestii de care știe că n-ai vrea să auzi. Și că să zic drept adevăr, nici n-aș fi vrut să aud de așa ceva de chestia asta deloc.
Și deci, când... când e marele eveniment? Mâine. Pe bune? Da. Pe atunci. Hei! Ce faci? Ce faci? Alo? Ce faci? Hei! Ce faci? Nimic, trebuie să sărbătorim. Ce vechile de țaia. Meriți un tip ca lumea. Haide, Jimmy, alo? Haide. Hei! Ce faci? Cum o cheamă pe chelnerița aia? Nu știu, e nouă. Ce-i? Nimic, ce-i acolo? Nimic, nimic. Ce-i acolo? Nimic. Un tatuaj? Un tatuaj. Când ți l-ai făcut? Când ai plecat. Și ce scrie? Aliena. Cine e Aliena? Alienat. Păi nu scrie Aliena, hey. Scrie Aliena. Hei, alo, trebuia să scrie Alienat. Ce? De ce trebuia să scrie Alienat? Hey. Lipsește tu. Lipsește tu. Și de ce mă rog să scrie Alienat? Fiindcă... Fiindcă ce? Fiindcă dacă un tip are noroc de o fată ca tine, adică ca să pierzi o fată ca tine, să alungi o fată ca tine... Jimmy, nu mai alungat. E pur și simplu demență, nebunie. Zică, ești alienat mental. Dacă ești nebun, asta e. Trebuie să-ți porți trichie, că asta e semnul. Ca să stie fetele așa deoparte. Ca să nu mai trebuiască vreo tată să trec prin ce a trecut cu tine. Poți să te salut? Nu. Șterge, știi? Da. Mă bucur că ai fost vestită. Mulțumesc, Jimmy. Știu că mi-ai făcut semn, dar e groaznic de aglomerat în față. E o petrecere de fete și... Bine că n-avem oferta dacă ești vezi, să-l bei pe gratis. Îți amintești de oferta aia pe care o avem? Dacă ești trist, bei pe gratis. Zi-mi doar că ești trist și bei pe gratis. Ți-aduc o bere? Ok, bine. Dacă vrei ceva, strigi după Aliena, da? Sunt Aliena. Aliena? Da? Aliena? Da. Bună! Bună! Nu sunt trist. Aș mai vrea o bere. Bine. Aliena? Da. Aliena! Mă bucur că m-ai găsit. Se ghemuiește de frig și va urma.
Ok, Gail, vin, vin. Lennon! Hei, hei, stai că vin. Ce? O vreau înapoi! Ce? O vreau înapoi! Ce? Toată dragostea pe care ți-am dat-o, o vreau înapoi! Ce? Acum! Nu înțeleg. Pe a ta o am în mașină. Ce? Toată dragostea pe care mi-ai dat-o, o am în mașină. Nu mi-ai spus. Poți să ți-o aduci tu sau să ți-o aduc eu? Băi, nu vreau. Păi, nici eu nu vreau. Ce să fac cu ea dacă nu mai vreau? Nu știu. Ți-am zis. Iau toată dragostea pe care mi-ai dat-o și ți-o dau înapoi. Toată dragostea pe care mi-ai dat-o, da. Wow, e ceva. Da. Ce să mă fac eu cu toate astea? Nu cred că am loc pentru. Sunt convinsă că să găsești. E, și acum normal este să mi-o dai și tu pe a mea înapoi. Așa că, hai, toată dragostea pe care ți-am dat-o, unde e? Okay. Du-te și adu-mi eu. Lender, du-te și adu-mi-o! Acum! Ok. Ce-i ăsta? E toată dragostea care mi-ai dat-o. Asta? Nu. Tot ce am găsit. Asta e tot ce ți-am dat? Tot ce am găsit. Ok. Gail, ce se întâmplă? Ți-am zis, gata! De ce tu refuzi chestia asta? Fiindcă te-am întrebat! Mai ții minte când te-am întrebat dacă vrei să ne căsătorim? Era decembrie, ninja! Da! Da, și atunci când te-am întrebat, ai devenit atât de tăcut? Și toți mi-au spus că chestia asta cu tăcutul... Care toți? Toți! Cine? Merlin! Merlin a spus că are așa o expertă? Da, da, Merlin mi-a spus că... Tăcutul ăsta tău înseamnă multe și avea dreptate, nu mă iubești! Gail! Da! Trebuie să mă rup de chestiile astea! Ce chestii de care să te rupi? Tu! Eu? Da, tu ești chestiile din orașul ăsta de care trebuie să mă rup! Fiindcă mă gândesc că trebuie să încep ceva nou și nu poți să încep ceva nou folosind dragostea ta, fiindcă nu e normal să dau dragostea ta altor tipi. Altor tipi? Există alți tipi? Nu, da, presupun că să existe. Gail. Și mă gândesc că cum tu nu ești pregătit să faci ce fac oamenii care au stat destul de mult timp împreună, cred că ar trebui să terminăm. Nu, Gail, nu. Ba da. Și mă mai gândesc că cinstit ar fi... Să ne dăm dragostea pe care ne-am dat-o unul altuia și să spunem că suntem chit. O, Doamne, asta e tot ce ți-am dat? Adică ce fel de om îi fi eu dacă asta e tot ce ți-am dat? Știu că ți-am dat mai mult de atât, Lendl. Ai pierdut-o? Ce? Nu, Gail, nu! Ai pierdut-o, Lendl! Și cred că mă acuz de ceva și ăsta nu e un moment potrivit să mă acuz de ceva! Nu te acuz de nimic, cred că cel mai bine ar fi să iei ce ai venit să iei și discutăm altă dată. O, Doamne, Lendl! Ce-i asta? Ce-i asta? Ai măcar decența? Ce-i asta? E un inel, Gail. Un inel? Un inel? Un inel pe care îl dai cuiva cu care ai fost destul de mult timp împreună ca să îi spui că ești gata să faci ceea ce fac oamenii care au stat destul de mult timp împreună? Da. Și toată dragostea pe care ți-am dat-o unde e? E acolo. Da? Chiar acolo? Da. Mi-ai dat atât de multă de-a lungul anilor. 11. De-a lungul a 11 ani. 11, da. Încât n-am știut ce să fac cu ea și l-am întrebat pe tata. Și i-am pus o parte în magazin, o parte în garaj. Și el mi-a spus, când ți-a adunat atâta chestie de aia, singurul loc în care poți să pui e un inel. Și a avut dreptate, am încăput toate. Deci e toată dragostea pe care mi-ai dat-o, doar că în altă formă. Da. O mai vrei înapoi? Da, o vreau. Păi atunci iau. Poți să păstrezi toată asta? Sigur, ia ta. Oh, mulțumesc, Lendl. Nu trebuia. Nu ți-am cerut să-mi iei un inel. Trebuia, așa e corect. Mulțumesc. E foarte frumos.
Dar știi, scuze, îmi pare rău, dar era vineri seara și eram singură și stai și mă gândeam. Ce poate speria? E un Polaris, frate, da? Corect, da? Și mai spart. Asta ți-ai gărămâi la Arctic, ți-o iei și ți-ai cam luat-o. Așa e. Te-am spart. Te-am spart. Ok. Sop, te-am făcut comora la ea, da? Ok, am spus-o că nu. Da. Deci, ăsta e, adică suntem împreună și... Împreună? Păi... Ce duci pe acolo? Bun, suntem prieteni deja de câțiva ani și... Bă, te-am apucat măierismele. Și uite! Ce e asta? Nu știu ce să zic, împreună. Desfăr. Așa, desfăr și gata. Cum adică ce asta? Nu vezi ce e? Tablou! Da! O pictură! Da! Parcă ai făcut așa cu mâna. De unde ai luat? Cum adică parcă ai făcut-o cu mâna? Păi, parcă a făcut-o cineva cu mâna! Păi chiar a pictat-o cineva cu mâna! Tu ai pictat? Da! Pentru mine? Da! De ce? Păi... Da, mulțumesc, da. În fine, da, așa se zice, în fine, cu plăcere. Păi, da, habar n-am că tu pictezi. De fapt e. M-am înscris la un curs. Seția la liceu, seara, cum e rehazle? E chiar mișto. Și asta mi-a ieșit mie după un exercițiu de ăla cu uite-te la el, până vezi cu adevăratele. Am mai văzut din astea? Erau niște pictori mai demult care făceau chestia asta cu puncte. Se chema... cumva. Numai că eu mi-am făcut mai multe pete de culoare. Și dacă te uiți la pete, zici că ce? Niște culori și atât. Însă dacă te dai puțin mai în spate și vezi cu adevăratele toată treaba, nu sunt numai culori. E ceva acolo. Ce? Nu zic, trebuie să descoperi tu. Hi, Dave!
Nu, durează un pic, poate să fie un pic enervant chiar. Dar ce mi-a dat, de ce mi-a dat ceva care să mă enerveze? Nu. Ceea ce vreau să zic că nu trebuie să încerci să găsești ceva. Asta poate să fie un pic enervant. Trebuie cumva să te uiți la el, astfel încât să nu se prindă că te uiți la el. O să păcălești. Fuck! 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 Și până acum vezi, nu e nimic extraordinar. E ceva ce toată lumea știe și a văzut. De obicei prin jurul casei, seara, noaptea, și te mai uiți așa din când în când la el. Normal. Păi de obicei bea o bere și stau de vorbă cu tine la telefon. Perfect. Mă duc în auto și bea o bere și... Ce? Nu mai am bere, am doar vin. Și mai bine, mă duc în auto, îți pun un bar cu și vorbești cu mine. Nu. De ce nu? Hai mândoi împreună. Hai să luăm ceva de băut și... Hai. Nu. Trebuie să păcărim chestia asta, da? Ronda. Pac. Așa fac oamenii când se cunosc de ceva timp. Deci nu hei, gata. Hai, oprește-te. De când te cunosc, vin aici în fiecare vineri seara și nu am fost niciodată înăuntru să luăm ceva de băut. Ia normal, Ronda, ia normal. Nu mă interesează cu mine, vreau să păcălesc chestia asta. Deci, lasă-mă! Gata. Știu. De. Poteca morții. Ce? Poteca morții. Ce? Un rator mort pe potecă. Ce? Nu niciun... Un elan. Un elan plin de sânge, mort pe potecă, de-a curmezișul. Nu niciun elan mort pe nicio potecă. Un cerb. Un cerb mort pe potecă. Asta e, da. Ce? Nu, Ronda, crezi că ți-aș pictaia vreodată așa ceva? Un cerb mort, ce mai va? Păi de asta văd și eu, Doamne iartă-mă, de ce te enervezi? Chiar nu vezi ce e? Nu văd ce e, nu! Poți să dau un indiciu? Sigur! Ce asta? Ce-a fost asta? De ce ai făcut asta? Păi, fiindcă ți-am dat un indiciu. Bă, te rog frumos să nu mai faci chestia asta în viața ta și ia, pleacă de aici din casa mea, ce mamă, pleacă! Auzi, Ronda! Ce? Tu chiar ești cum zice lumea că ești. Cum zice lumea că sunt? Un pic dusă, așa zice lumea, da. Zice? Toți! Care toți? Așa zic toți când... Când ce? Când vine vorba de tine, zic că ești un pic dusă, da, și când trebuie să fii un pic mai insistent, da. Și așa zic, și așa e! Cine zice, mă, chestia asta? Suzet! Da? Și Dan? Suzet și Dan Harding spun că eu sunt un pic dusă și că tu ar trebui să ai mai multă indulgență cu mine, da? Da! Și mai cine ea? Și Marcy, și Phil, și Randy, și Randy, și Lander, și Gail, și Marvin, și Eric, și Jimmy, și Zadrin, și East! Și East! Asta doar ca să spun câțiva? Da, eu iubesc și... Nu le-am făcut niciun rău. De ce să spună chestia asta? Asta este pură răutate. Nu este răutate, Ronda. Chiar nu este. Eu cred că doar mi-a spus chestiile astea ca să mă avertizeze în ceea ce mă bag cu tine. Fie că le place de tine, Ronda. Și de mine. Le place de noi. Vreau să ne facă lipeala, Ronda. Cine vrea să ne facă lipeala? Toți. Și Gary, și Randy, și ceea ce este. Și mie nu mi-au spus niciodată că vor să ne facă lipeala. Păi tu ești un pic dusă, da? Uite, îmi pare rău, dar eu chiar nu știu cu ce am greșit. Eu doar te-am sărutat. Știi ce? Nu vrei să mă săruși și tu? Știi, eu te-am sărutat pe tine, mă săruși și tu înapoi. Așa e politicos. Nu vrei să mă săruși și tu, Ronda? Cum adică? N-am mai
N-ai mai? În fiecare an de carnaval iau primul loc la Skanderberg și cardezor la Buștinii Lubașii. Și asta nu e ceea ce le plac ce băieților. Doamne fește, cine ți-a spus de așa ceva? Toți! E să știi că... Ai înțeles greșit, pentru că ești o grămadă de bărbați care au pus ochii pe tine. Doamne, tu niciodată, tu... Nu... N-ai? Wow! Clar cumva! Uite, știi ce? Fă-mi o favoare! Încearcă să mă săruți! Jur că nu o să fac niciun mișto sau ceva de genul! Uite, trebuie să păcălim chestia asta, da? Uite! Mară? Mamăr? Pară? O plăcintă cu căpșun și rubarbă? La asta. Am crezut că va fi greu și necăr deloc. Da, și mi-ar plăcea să fac iar și iar și iar și iar și iar. Și mi-ar plăcea să fac... Și ce urmează după? Dar ce urmează după? Păi... știu eu. Știi ce vine după? Da! Atunci, hai înăuntru și-ți arăt eu. Și cam cât durează? Păi, cine știe, poate să dureze chiar toată noaptea, poate și mai mult. Da, mâine nu muncim? Cine zice? Adică sunăm și ne voim că tu și cu mine mâine nu muncim în schimbul tău și nici în schimb! Nu muncim în schimbul tău și nici în schimb! Să mereți ce urmează după. Pentru că da, a făcut în conjurul lumii și este din nou aproape.